Ce, nu, e, nu e farda microfonul? Hmm. Chemăm, uh, cum se cheamă la? Make-up pentru microfon? Echipa. Echipa, da. Echipa fantastică s-a reunit, deja să știe. E un trio binecunoscut în industria auto, Dan Ștefan, care vorba aia, e Autonom prin excelență, și cei doi dintre clienții lui sper eu cei mai de seamă, nu știu, sper, zic și eu ca idee, Mircea Meșter, mare meșter în campionatul mondial de... Regularitate cu mașini electrice. Rupe. Că e atât de complicat încât nici măcar eu nu mai știu exact cum să numește. Puteai eu. să viști tu cu trofeul ăla, să ne facem și noi cât un ah, selfie da. cu el. Tocmai și în... da, A luat loc întâi în Cehia. Mulțumesc, mă aplaud eu singur că cine dracu altcineva. E perfect. Și ultimul pe listă cu voi dumneavoastră, eu ca de obicei gazdă, mă bucur foarte tare să ne reunim în această formulă de aur care ne-a consacrat pe noi, dar și întâlnirile noastre periodice. Iată că am ajuns la cea de-a treia. Bine, mă. Hai să începem să ne distrăm. Începem cu 10 mituri despre mașini și condus. Trageți aer în piept ce pe ce Nu, dar iar îmi fac dușmani Că asta e povestea vieții mele Eu singurul care vorbește aici prea mult Și iar îmi fac dușmani Toată lumea pe internet Că a venit nebunul ăla să vorbească iar da, e, Uite așa, da. da. de-abia aștept Dacă am vorbit noi toți Hit me. Nu, dar nu Ăla să vorbească Nebunul să vorbească Și ăla să-și vândă marfa sau Așa, ce da, ce? exact Da, întotdeauna miturile De fapt sunt că el a venit aici Să-și vândă marfa Deși, da. deși dacă îl ascult jumate, în jumate dintre, dintre intervențiile lui ei, pe invers. Exact. Se vorbește de parcă, de parcă invers. Eu vorbesc ca Iurea, deși în principiu ar trebui să mă pricep și tu ridici no. mâinile la fileu. Noroc de Andy că e echilibrat. Asta e, exact. oh, mersi frumos, apreciez. Gata. Hai să mai... vedem. Primul mit. Chiar dacă ești bun, poți pica școala de șoferi. Băi, eu ca să-ți răspund la întrebare, nu știu exact dacă atunci când ești bun poți să piști școala de șofer, dar îți garantez că atunci când ești prost poți să o iei. <laughs> deci avem, avem, demonstrația fizică, pe lângă noi trec mereu, trecem, trece mereu și inversul, demonstrația inversă a acestui. Păi nu, uite, eu de exemplu am, 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 am făcut școala de șofer și mi au luat permisul în Bistrița. Așa. Acum, în Bistrița, nu știu câți dintre voi ați trecut prin Bistrița. Bistrița e un oraș mai mult lung decât lat, dar chiar și așa, dacă intri printr-o parte închis ochii, ai ieșit. Nu te prinzi că ai okay. fost oraș. Nu aveți foarte multe intersecții nu sau bă, ce vreți. Sunt, să spun. acum sunt. Pe vremea mea nu erau. Pe vremea mea sensul juratului, girator... când ziceai la sens, era acel sens. Unul. sens. Acum da, da, tot, tot orașul și plin de sensuri. În fine. E plin de. Doamne, ce câtă metaforă, păi, nu incredibil. Și tot orașul e plin de Așa. Așa. După ce am dat școala și mi-am luat permisul în Bistrița, era. În vacanța de vară, prima dată când am condus a fost în București, în piața Victoriei, dinainte să fie reorganizată, în toții minte. Da, normal. În piața Victoriei se stătea, da. nu se mergea. Da. Și am avut un Maserati cu 4 porte Nu mă întreba cum, că lucram în auto deja, da. gata, am trecut peste. Am luat permisul și instant m-am angajat, că așa e frumoasă viață. Și am condus un Maserati cu 4 porte primul lucru cu dăla, cu, cu lămâie, că așa, da. în București, în piața Victoriei. Am bă, dacă ies de aici, nelovit, nemort, ca să nu și zic cu viu... cu frigiderul relativ și cu, gol. cu frigiderul, da, exact. Oricum era gol pe vremea eram la început, asta da, da, da. e. Eu zic, când ți lupte... Știu, eu, nu, congelatorul. Congelatorul, congelator, da, A, acolo așa, cu congelatorul relativ gol. Da. Nu, 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 Adică fără ai, prea multă carne în, proaspătă. Doar ouăle sunt <laughs> în frigider, la mine, la tine, așa. Am zis, dacă ies de aici, viu, am, sunt șofer, tată. Și, într-adevăr, iată-mă iată câți ani mai departe aici am scăpat și de acolo încolo a fost practic simplu, că viața a trecut ușor. Am și eu o povestioară, că mi-am venit cu școala de șoferi. Prima lecție de, de asta, de condus. Da. A venit domnul instructor, era un instructor faimos la noi în oraș, Piatra Neamț, uh, și uh, a venit singur, nu mai avea alt cursant. m-a luat din fața liceului. Eram în ultimul an de liceu. Și să uita la bine. ce? ai mai condus? Guilt, este că m-am condus pe drumul de țară de la 14 ani. Da. Uh, și zice, da. Și treci la volan. Serios? Da. Două ore și 80 de km mai târziu, aia a fost prima mea oră de școală de șofer. A prima oră picioară. a fost de două ore. Da, ca să da A fost incredibil. Da. Eu am prins un podul Grand. Era o, un poligon auto. Îl mai țineți minte? Nu că nu l nu ala, era, da. Scuză, mă, da. Andy, Era da. un poligon. Eu acolo am. am Noi am luat venim din alte. mașină, da, da. da. <laughs> da. Vediți din, din zone înalte. Da, da, frate. da, da, da. Nu, La înălțime, nu aici jos. Că eu sunt sudist cum ar da, veni. Stai, da, 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 mă, corect. Scuze, eu, da. Bă, uite că vorbim acum, acum concluzionesc că noi suntem din trei zone diferite ale țării. Pac, pac și Reprezentăm pac. Reprezentăm țara, practic. E un, un, un sondaj de opinie <laughs> complet, da, exact. Al doilea mit. Mașina electrică nu poate parcurge drumuri lungi. Adevărat sau fals? <laughs> deci <pensi> te la mine, <laughs> Dane, uh, mașina ta electrică poate să parcurgă drumuri lungi? Cea mai cel mai lung pe care l-am parcurs eu cu asta, cu care merg acum, a, fost de vreo 400 de kilometri. Dar... Fără să te oprești? Fără să o încarci? Oprit sau cum? un sfert de oră, vă spun și unde. <laughs> în Focșani, dar nu că după o să știe tot. E o pizzerie acolo, Luca, la Focșani și au un încărcător de viteză bun, Dar evident că poate parcurge drumuri foarte lungi și totul cum te organizezi, ce mai vorbeam și în trecut. Cât timp avem? <laughs> mai avem? Răspunsul mai cu lui ce este, dată. Emisiunea Până continuu. la Lisabona să Deci, anul trecut în luna mai, exact cam acum un an nici, da? am făcut un drum București-Stuttgart-Lisabona-București. Fără. Acum, după ce am făcut acest drum, toată lumea a venit să mă întrebe cum a fost povestea. Da. Iar cea mai dureroasă chestie pe care am avut-o în acest drum a fost că n-am avut ce să povestesc. Bă, nu s-a întâmplat nimic notabil. În afară de faptul că, din când în când, la o dată la 250-300 km pe autostradă, da. am oprit să încarc, da? În medie 19 minute, cu mașina mea electrică, nu s-a întâmplat nimic. Asta e tot. Acum nu știu dacă 19 minute se par multe sau puține, că asta a fost, asta e tot timpul discuția, oare 19 minute, dar cronometrează-ți o oprire la benzinărie. Nu să încarci, ci până te duci, parchezi mașina, ieși din mașină, te duci la baie, ți iei o ceva din frigiderul la mai stai în da. la coadă, a, stai un pic, să un pic ai plecat. 10-15 minute fără discuție. În aia da, 10-15 minute, o mașină electrică bună, da. pe, pe platformă de 800 de volți, dar deja intrăm în detalii, încarcă foarte multă energie la stațiile rapide din Europa de vest, că și aici e o miză. Da. Știi? Deci, dacă îți propui să te duci până Lisabona și înapoi cu mașină electrică, se poate. Noi o să facem asta în toamnă cu șapte mașini, opt mașini electrice chiar. Ok o să încercăm acest Tu zici challenge. acum de caravana cu electrice, da? Exact, da, de Eurocharge, proiectul nostru, în care, în care, asta o să facem. O să ajungem până la Lisabona și neapoi, să ce să ne propunem. Și le puneți pe platforme? Sau? Da, exact, cu generatoare, acele celebrele. Exact, legume, da, da, da. Uh, nu, o să ajungem fără problemă. Nu, o mașină și spate două tiruri, din alea tiruri <laughs> de, alea, exact. baterii generatoare. Da. Sau mergem doar la vale. <laughs> plecând de, plecând de la Făgăraș, ca să cum să, să, ajungem. Să în țină. Da, deci o să facem asta. Pe scurt, da, poți să faci drumul lung fără probleme. Singura chestie care diferă este că pe benzinările vezi, că treci pe lângă ele zi, ai totemurile alea imense, stațiile de încărcare nu se văd, nu te anunță. Trebuie să ai o aplicație. Dar toată lumea are aplicația. Și asta e tot. În rest, ar trebui să fie relativ simplu. Mitul numărul 3. Frâna de motor se folosește numai la munte. <laughs> Nimeni nimic. La munte, la delf. Miturile astea, noi le-am clocit aici, adică le-am pus un pic le-am lăsat un pic să se ca să înțelegi. Și în echipa noastră avem și o colegă. Și am rugat-o și pe ea să facă tot ce crede de cuvință, adică să se bălăcească, să facă ce simte ea. Ca și noi dacă... Simte-te bine. Cum da, am mă, adică dă-ți... Eliberează creativitatea. Păi ar trebui să intrăm pe aia cu, cu, transmisii manuale, în primul rând. Da. Că ea mai au de motor la noi, la electrică, la electric, la automate. Da. Nu mai lasă electric. La cutiile automate, care în momentul ăsta sunt majoritatea mă rog, dețin majoritatea pe piață, marea majoritate chiar mi-aș permite să spun asta, nu mai contează că știe ea, știe mașina ce să facă, nu trebuie să știi tu cu frane motor. Așa este. Dar, Dar uh... sunt care le pun în manual, da? Sunt, 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 da. O pun și retrogradează, adică folosește. Așa e, da. Ai Clapetele ta da, în, da, fața, da. în spatele volanului, dar uh, frâna de motor în principiu e foarte utilă pe coborâre. da, Dacă vrei pe manuală, pe coborâre, dacă vrei să nu ieși în decor, e bună la casa omului. Dacă nu, ți e automat că știi ea să facă mai bine decât tine. Înainte de o coborâre eram mici în mașină și coboram de la munte, în munte cu multe curbe. Bine, mașinile nu erau de astea de se oprește servodirecția, că nu exista servodirecție pe vremea aia. Și coboram fără motor, adică ce frână de motor? A? Opream cu totul motor. Și era totul din... Bine, tatăl nostru conducea. Dar există frână de motor a, acum. Asta a... se făcea pentru economie de benzină, da, că nu era. totul. Cum să nu? Plus talent. Adică, există frână de motor acum la electrice. La multe, la modele. E kickdown. Nici nu mai atingi frâna de multe ori în oraș. Pentru că... Recuperarea e... energiei. Recuperarea, da, da, mă, e... corect, așa este, da. Echivalentul frânei de motor, cumva, Da. da. Da, există. Poți să mergi One Pedal, se numește One mm. Pedal Drive, practic poți să nici nu atingi pe pedala de frână. Așa este. Drept urmare, această întregi de frână de motor te ajută să economisești discuri de frână și, și plăcuțe. plăcuțe de frână și așa mai departe. Da. Sistemele de frână la electricele moderne pot să fie ca noi, după mulți 200.000-300.000 de km, fără discuție. Mm. Dar revenind la întrebarea ne... ta, frână de motor e importantă, iarnă, gheață, lucruri e. În general, când e un pe jos, e bine să mm. nu bruschezi. Dar, într-adevăr, tehnologia a ajuns totuși departe. Noi, e cazul să ne mai facem grijile alea cum erau pe vremuri la Daci. Da. Când pe te de dimineață, ajungem și la pornitul mașinii imediat. Că mi se pare că am, am, am ajuns la un mit și cu pornitul mașinii. Alt mit. Cred că am ajuns la mitul cu numărul 4. Încărcarea mașinii electrice durează foarte mult. Adevărat sau fals? Nu <laughs> știu, răspunde. <eu> Asta, <laughs> de pe spate, că nu știu de ce el are impresie. Și el conduce mă tot mașina electrice. Da, mă, dar poate? știu, dar eu conduc toate mașinile, nu doar electrica. Și Eu conduc eu, toate tipurile. Eu de am a mea electrică, dar le conduc pe toate, că asta-mi e meseria. Dar e o întrebare decentă, e o întrebare uh -huh. validă, corect. Toată lumea da. întreabă asta și uh -huh. e normal să fie așa. Da. poate să dureze foarte mult. exact. <laughs> -a spus. Poate. În ce condiții? Dacă încarci la priză? Băi, mașina electrică va. se poate încărca în trei feluri. Așa. La priză normală, alea pe care le știm noi, dar râtul de porc care este din perete. Da. Ok. Acolo încarci cu 2 3 kW, da. însă da, asta ai... înseamnă că, că în fiecare oră tu ai 2 3 kWh băgați în, plus, în baterie. Da. Într-o baterie de 100 de kilovat-oră, să zicem. Faci o socoteală. O mare, da. Faci tu o socoteală, dar îți trebuie vreo 30 de ore. Să da. la priză normală. Există și prizele AC, cum le spunem noi. Alea pe care le vezi în principiu în parcările supermarketurilor. Trifazice. Trifazice. Alea, pe care nu, alea care, nu au cablul lor. Da. Să fie și mai clar. Sunt niște prize rotunde în care vitu cu cablul tău din mașină. E, acolo poți să încarci cu 11 sau 22 de kW sau mai puțin 7,4. Astea sunt prizele pe care le folosești acasă, în principal la birou. Da. Pentru că atunci când stai noaptea, da, mașina ta se va încărca peste noapte, fără discuție. Că nu te interesează să încarcă în jumătate de oră sau în șapte ore. Tu dormi oricum. Da. Dacă ajungi la ora șapte seara, o bagi în priză până da. la 12 e full, orice da. mașină da. la prizele astea. La fel la birou, unde stai 8 ore, în teorie. Da. da? Deși acum să mai lucrezi de acasă mult, în fine, treaba asta. Da. În 8 ore, mașina, orice mașină electrică se încarcă la aceste prize. Și pentru tranzit. Atunci când mergi, când faci drumurile lungi despre care vorbeam anterior, există stațiile ultra-rapide. Ultra-rapide înseamnă, mă rog, încep de pe la 50 de kW, ultra-rapide se duc până la 300, acum 350. Km. Păi de capul meu. Exact. Unde s-a ajuns și, de nică. Și la stații de 350 de kW încarci cu 350 de kW, poți să bagi în bateria ta 350 de kW oră pe oră. Nu no chinui? În teorie. Da. Dar numai unele mașini pot să facă asta. Normal. Caltele altele nu pot Și atunci Ața, des... Dane, cât uh, acceptă? Maximum 300 În principiu a, Eu da, am văzut 231 de kW Pe mașina mea Okay. Bă, gata, da. Dar astea două sunt niște exemple pozitive, da. exemple sunt cele mai une dintre cele mai bune exemple pe piață. Da. În, mașine, legeți, mă, ce în general mașinile În general mașinile electrice se încarcă cu între 100 de kW și 200 de kW. Cam atâta poți să, să adune, știi? Uh -huh. Or asta înseamnă că poți să încarci cam, nu știu, între câteva zeci de minute, 10 minute, 20 de minute, 30 de minute, 40 de minute. Când da. vrei tu să și să pleci mai departe. Așa. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, mă scuz, această paranteză da. trebuia făcută. Sigur. Ca să-ți răspund la întrebare, poți să încarci lent mașina, dar nu te afectează. Da. Că dacă dormi și ea se încarcă, nu ai nicio treabă, poți să încarci încet, dar eu don't care. Da. Sau poți să încași foarte rapid atunci când ai nevoie de drum lung. Mulțumesc, mă scuzați pentru această intervenție. Sau în oraș, dacă ești operator de așa ceva și ai nevoie să încași repede, dacă faci, nu știu, ride sharing, taxi, uh -huh. ceva cu livrări, cu electrică, te ajută un, un fast charger. Noi am pus și fast charger la birou pentru colegi, pentru că sunt mulți, toți au cum mai electrice și da, corect. ca să meargă mai repede. Și mai e un lucru care mai menționat aici, este, apropo de lent sau rapid, multă lume spune și sunt și niște argumente tehnice la un moment dat, că e Protejează mai bine mașina ma dacă ma un um carci... lent, dacă mai nu faci lent. mai mult de 80%, sunt mai multe discuții și cât sunt de adevărate sau nu, e o discuție lungă aici. Deci Poate aici e un alt mit. mit. Poate are Andy mitul ăsta acolo. Poate Asta azi, e un, un alt, alt mit aici. Da. Da. Mai avem emisiuni de da. fapt. Da da, 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 o să mai, mai revenim. Dar dacă tot am ajuns aici, ei, uh, contează mult, face mult dif uh, m, e diferență mare dacă încarci lent pentru sănătatea bateriei. Nu, nu e atât de mare că dacă bateria s-a depreciat, să spunem, a da. scăzut performanța cu 0,5 în loc de 0,2 <laughs> <laughs> într-un an sau chestii genul ăsta sau unul vs. 0 nu e chiar așa de Adică nu are rost să să stai cu zilele la încărcat. Băi, dacă vrei, este echivalentul benzinei premium versus benzina aia altă, știi? Că Aha. protejează motorul, ok. Da. Bași benzină premium ca să protejeze motorul, că vrei tu să ții mașina 20 de ani, sau you don't care, basically, și atunci bagi orice fel de benzină, da, că e ok cu timp Sunt lucruri mici, dar da, cred că mai degrabă am vorbit aici nu despre cât de mult protejează bateria, ci despre alt mit, cu aruncatul după 8 ani trebuie să nu bateria și trebuie să o înlocuiești asta, asta l-am mai avut noi data Exact. am mai da, discutat da. despre asta dați pe YouTube suntem pe YouTube, suntem pe emisiuni dați și voi, căutați exact, acolo. un aici, nu știu unde să pune linkul ul ăla că apare undeva în undeva dreaptat, mai emituri fără electrice? da, am sigur că da, ia uite aici un alt mit pe timp de iarnă la prima pornire e bine să se lase motorul să meargă 5 minute înainte de a pleca Vorbim de, de termic, Dacă Turbo da? S, nu știu de care e bine <laughs> să încălzească. Păi e ilegal. Asta e fi problema. <laughs> exact. Deci, problema numărul unu este că e ilegal. Idling este ilegal da. în și Dacă tu și motorul. E să... cam necivilizată. Da, tu lași motorul să pornească și motorul ăla arde gaze și ți le, mai ales atunci, atunci când pornești mașina la rece, uh, filtrele nu pot să țină atât de, mult, uh, de multe noxe, știi? Și alea da. ies în aer și da. le și vezi, ba chiar iarna da. și vezi. Da. Uh, e, bine, e, bine, să faci asta, dar e ilegal. <laughs> și dacă, chiar dacă în România ești obișnuit să faci treaba asta, pentru că așa s-a făcut în moștră, moștră pe de ce știm bine că am avut scris că în temir, ăștia au scris că își lăsau și ăștia mașinile pe vremuri. Noi, dacă mergem în afara țării, oameni buni, și trecem de graniță, nu faceți asta pentru că amenda e în quantum identic, dar în euro. Adică tot 500 ți DA de euro și nu e bine pentru voi, în principiu, și sufletele vostru, și familia voastră, și conturile voastre, să vă luați amenziile astea doar pentru că ați lumea, motorul, Și da? plămânii voștri. Și Absolut. mie în fiecare iarnă mi se întâmplă o dată, două de trei ori, depinde cum am noroc, să atrag atenția cuiva. Și mă mai gândesc uneori... Dacă <laughs> o, să, -o, o să, fiu fie o consecință. Da. Totuși nu sunt nici chiar mic așa. Dar mai recent am auzit multe doamne care fac chestia asta și le-am felicitat. Adică să duc și spun, știți că deranjează, că aerul, că dacă puteți o opri nu ne cu amenda, dar e bine și asta de știut. Și de da, e, că o, e un semn de civilizație până la mijloc. Este, este. Uite, apropo de țări civilizate și de cum ne putem civiliza, în țările nordice, unde, băie e dar nu trebuie să nu mai discutăm, au sisteme auxiliare de încălzire da. pe care cărora le pot da drumul din telecomanda aplicației sau din mașina pentru ca mașina să se încălzească înainte ca ei să intre da, în așa este. Au pentru asta chiar și prize speciale pentru aceste sisteme. Că dacă tu te duci în Norvegia sau în Finlanda sau în Suedia, iarna, o să ai surpriza ca în parcări să vezi niște prize care nu sunt de electrice. Uhum. Sunt pentru aceste sisteme auxiliare de încălzire. Și dacă puteți să vă montați așa ceva pe mașinile termice, eu vă recomand, pentru că iarna sunt chiar uhum. foarte, foarte utile. Gata, tată. S-a S-a schimbat mult lumea, să știi. Eu mi-aduc aminte bunică mea când m-am apucat eu să conduc. Mi-a explicat cum trebuie pornită mașina dimineața. E când era iarna. Tată, deschizi capota, te duci îi dai două pedale la carburator <sus> să <-i arunzi sus> la benzină, <sus> Da da, și șocul. Da, da și spură cheia de mână. Așa era vorba. De la sfert. da, da, corect, pleacă. Corect, corect, Fura. Eu, eu și vedeam, e că mi-a povestit o budică, eu prima oară am văzut-o. O cum am deschis, am dat-o pe drama sui și când a spus cheia din bună, pac, mi-a furat -o. Am -o, o în contact și a și plecat, înțeleg. Era ah. mișto expresia asta, a spură cheia din Self-driving. Self-driving, exact. Primul a fost self-driving level 1, 0. Da. Zero. Alt bit. Femeile sunt șoferi mai slab decât bărbații. O, nu, de ce? De ce avem această discuție aici? De ce se întâmplă asta, Andy? Mituri. Deci aici o să, ne, o să ne punem lumea în cap. Hai să vorbim de România, dacă vreți. În afară au fost, s-au prins firmele de asigurări că femeile provoacă mult mai puține accidente decât bărbații și au început să le dea prime mai bune. Să discrimineze în funcție de cost, că asta fac Și da, a devenit e... ilegal să facă chestia a zis că măi, le favorizați, că nu știu ce, că discriminați. Dar da, făceau mult mai puține accidente decât bărbații și erau mult deci mai făceau mai puține accidente. Da, da, mult mai puține, pentru că sunt mult mai grijulii, să știți. Adică nu adică vorba doar că merg mai puțin. Că da. da. și asta e o da. discuție, da. Adică, cum să spun, e paradoxal faptul că că și iau multe măsuri de precauție atunci când intră în intersecție, știi? Ce spunem noi că este un șofat prost, că o vezi o șoferiță, de exemplu, care încearcă, știi, și ea nu intră în intersecție din prima și să-i lasă să-i facă pe el să frâneze, în orice lume normală este e un prevenție, lucru bun. Se e un lucru bun. Se întâmplă mai puține accidente dacă faci chestia da. asta, știi? În capul multora dintre șoferii din noi, de la noi, șoferii din noi, zis, da? șoferii de la noi, da. asta înseamnă că e, o șoferiță, că, că, e un șofer prost, ceea ce înseamnă fix invers. De altfel, vorbeam cu Alex Filip, pilotul de raliuri despre chestia asta și a avut, a avut el o chestie, vezi, nu mi-o asum eu, că a spus el foarte bine. Băi, imaginează-ți ce înseamnă șof, șofat bun la noi, pe stradă, da. în mașină, versus ce înseamnă pilotat bun de avion. Șoferul bun, în capul, în mintea tuturor, un șofer bun e la care știe să țină pe viraje, care mm -hmm. să dă de alatu, care știe să țină mașina, care merge tare, care în în, în aviație, e fix imers, un pilot bun e la care care te aterizează fără să simți. Fără să simți, da. Care, care, pe, care nu, pe care nu-l simți, e fiecare, da. care, pilotează avionul astfel încât tu să n-ai niciun fel de problemă. Da. Eventual, nici măcar nu, nu s-a lovit de cum să numesc alea când te, se mișcă avionul până în aer. Turbulență. nu se lovește de turbulențe deci nu are treabă cu pilotul, evident, treaba asta, știi? Cumva, în mintea noastră, conceptul de pilot slash șofer bun e complet diferit în funcție de locul prin care mergem. Normal. Ceea ce e o eroare. Noi avem niște servicii de astea de închiriere cu șofer, transferuri, ride sharing și alte lucruri și exact ăsta e profilul, adică oamenii merg cu viteza legală sau foarte puțin peste, cât, nu știu, 3, 4, 5 la oră peste, foarte constant, foarte puțin bruscat și unii clienți sunt frustrați. Hai, domnule, dă mai repede, hai că mă grăbesc, pare rău, nu e voie, uite, se înregistrează, avem aplicația, dar se obișnuiesc după aia și apreciază foarte tare. Da, și sunt și multe șoferiți acolo. Și da, sunt cumva, șoferi. cumva liniștea, liniștea care îți vine din, din partea unui șofer bun e, din punctul meu de vedere, mai de apreciat decât uh, nesiguranța care îți vine din partea unui șofer care pilotează foarte sportiv. Deși e adevărat, în caz extrem... Dacă ai făcut o școală de șofer foarte bună, eventual și o școală de condus defensiv, dar da, s-ar putea ca oamenii care au făcut chestia asta să știe să, să țină mașina pe șosea și să nu te scoată în șanț, de exemplu, mai mult decât cei care sunt foarte, cum să spun, calmi și atât. Uh -huh. Dar astea, deja, situații extreme. Noi nu trăim pentru situații extreme, trăim Sigur. pentru viața de zi cu zi în care hai să fim mai liniștiți decât ar trebui. De, când nu, de cât suntem, în mod normal, de cât ar trebui. <laughs> să zicem că accidentele are multe, că stăm foarte rău în România, la victimele rutiere, numărul de morți, e groaznic. Suntem locul 1 de departe. Și alea nu sunt provocate de oamenii care pleacă așa încet, să spunem. Uh, pentru că tot ai pomenit de ride-sharing mai devreme. Următorul mit. Taximetriștii s-au mutat pe Bolt și Uber. N-ați văzut filmul? <laughs> a, da, exact. A fost și... Pe nume i-au zis. Să știi că întâi a fost o piesă de teatru, Eu au văzut piesa de teatru, mi-a plăcut mai mult. Decât film. da, 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 de la taximetriște. e ecranizată? e ecranizată, da, întâi a fost piesa piesă de teatru, așa e, la Apollo 111, cum mi se pare că s-a jucat și după aia s-a făcut filmul, așa este. Da. Unii din trei... Aceeași echipă, practic, da. Unii dintre ei s-au mutat mult și și nu neapărat cei, toți cei mai buni dintre ei, să spunem. Da. Bă, eu aș spune că văd des ca uh, șoferii de pe uh, unele servicii de ride-hailing. Că de fapt așa, așa este. Ride-hailing. Da. Ride Ride-sharing este când o mașină este folosită de mai mulți oameni care o conduc. Ok, unul o conduce Unu da, condus, sau și unul conduce. Asta da. e ride-hailing, e un șofer care te ia. Anyway, deci aceste conduc, uh, servicii de ride-hailing adică șoferii acestor servicii au cam toate aplicații, sau majoritatea aplicațiilor. Nici nu mai contează, îi vezi. Le -are, vezi le -au, că au 100 de ecrane așa și acum, iau comandă de pe unde le vine. Acum nu cred că toți fac asta. Voi aveți un serviciu de genul ăsta, cred că la voi e. Da, la, la noi nu s-au mutat ăștia. Asta Spui, la voi nu știu dacă e sau nu e. Dar ne lămurești tu acum. Care ce... e regulat la voi, Dan? No, da, mai e o chestie și asta e valabilă și părțile cealaltă. În mod normal, ce au foarte mult mai mult avantaj de aplicațiile astea, dar un avantaj major pe calitate este că ai feedback. Da, și poți să te uiți. Întrebarea e ce faci cu el. Noi știm ce facem cu el. Suntem super atenți la tot ce e sub 5, adică maxim. da Încercăm să înțelegem de ce. Și îi scoatem din sistem, pur și simplu. Că multe lucruri facem noi acolo, credem noi diferit, dar asta e cel mai diferit. Suntem super atenți cine stă acolo. Și și pentru ei e ok, că până la urmă e un fel de club așa și mm -hmm. îi apreciază clienții și clienții apreciază pe ei. La alte servicii mai de masă, Contează masa, adică acoperirea, să vină în două minute, inclusiv pentru clienților. Contează să coste eventual cu un leu mai puțin și să vină în două minute, nu în cinci. Adică, da, da nu vreau să fiu peiorativ, că pentru unii chiar e important chestia asta. Dar atunci e ca butoanele alea. știi, că apeși trei butoane, dar nu poți să apeși decât două simultan. Vrei repede, bun și ieftin. Poți să ai doar două odată, nu poți să ai pe toate trei. Asta e o regulă foarte bună de aur, asta cu două din trei. Repede, bun și ieftin. Bă, eu dau 5 stele că nu vorbește mult, recunosc. Da, Deci dacă vorbește mult, nu îi dau cinstele. Poate să fie pilot, șofer, nu contează. Te, te concurează ce? pe tine. Bă, nu vreau Exigențe să vorbesc. Exigențe reduse. Da, exact. eu vorbesc. Eu aici, eu. Păi de mie, ce mie. te plătesc, mă, să mă asculti? <laughs> păi nu. Da. Până la urmă, serviciu de ride-sharing slash psiholog. Exact. Asta ar fi. Când ai da. mers ultima dată cu un taxi? Cu un taxi? Cu un în București. A, cu, taxi. cu taxi, da, chiar. În București. A, Bună a, întrebare. Fuh. E, nu știu, trebuie să calculez mulți Nici ani. Nici eu nu mi-a mi, nu mi Mulți ani, ani, mulți ani, da. Eu am mers acum două luni, eram la Unirii Ploa da. și mă grăbeam să ajung undeva. Vreau să mă duc pe, păi jos. în Cluj. ceva. Și în general, în țară, ori... nu cred că există vreun oraș în țară în care să nu fie serviciu de taxi mai bun decât în București. Da, mă rog, asta e altă discuție. Eu am luat de la Unirii un, un taxi, că mă grăbeam să ajung undeva, n aveam alternative, nu puteam să stau. Ploa, trei minute am rezistat. M-am dat jos, prin ploaie mi-am pus blugă, nu, deci era... Uitasem. Uitasem. <laughs> Băi, știi cum e? Nu vreau să generalizăm. Că nu e. De nu da, normal, ca normal că nu. Există, eu, pe vremea în care mergeam cu taxi, eu, apropo de asta, a fost o perioadă în care nu existau uh, servicii de ride hailing, ride sharing, whatever. Uh, am întâlnit și șoferi foarte buni și taximetriști, da, mă, într adevăr buni, ok, la toate capitolele cu, cu mașini confortabile, dar am întâlnit și slicuri, iarna, că astea da, mă, da, deja, da, da, știi da, da. cum e, acolo, acolo toate care... miturile, acolo au... toate miturile au da, o rădăcină într un fel. Dar sens. așa este și mai ales dacă vrei să folosești serviciul taxi îți crești șansele să găsești un șofer mai ok dacă e prin aplicație, dacă e plată cu cardul, dacă te uiți tu ce mașină are. Eventual compania care asta contează în general nu atât de mult. Stai că ajungem și la trendul și ne întoarcem la subiectul mm -hmm, ăsta. Da. Că să le puizăm de acum. Următorul mit. Șoferii de mașini puternice și scumpe sunt mai periculoși în trafic. Bă, tu vrei să... Deci am impresia că, emisiune... am că emisiunea asta o să rămână... Vrei să... Cât vrei să uite la noi, fără să ne înjure? Păi bune, o să păi fie nu, trei oameni. care ne înjure să uite. Toată lumea o să ne înjure și trei oameni o să fie, uh, cum să spun, portretul robot al omului care n-a fost au, atacat de au această hai, emisiune. Hai, au fost, hai, bă. Conține trei oameni. <laughs> noi, suntem noi, probabil, știi? Da. Bă, în primul rând, trebuie să știm, așa ca nație, trebuie da. să știm că dacă o mașină puternică, nu înseamnă că îi folosim toți cai mereu. Asta e, Asta e o chestii. surpriză Sprezi. pentru mulți. Așa e, da. E o surpriză pentru mulți. Bă, da. dacă mașina ta are 500 cai, în oraș nu folosești decât 100, probabil. Da. Doar atunci când pleci de la semafor, te drept spre, dar în mod cert nu o să folosești 500 de cai, decât la, vezi, te uite, te știu, în cartea tehnică, că scrie acolo, la turația aia ajunge la, la puterea respectivă. Asta o odată. Da. Doi, are dreptate la care a zis mitul, nu știu, colega, cine? Da, era așa. O co colega. Da, în principiu, când ai o mașină sport, de-aia ei să te duci sport. Adică nu văd logica să o iei să nu mergi mai sportiv un pic. Da. Pe circuit. Dar există circuite, <laughs> dar dar dacă, sau mai există șosele există <gri> șosele foarte bune în România în momentul ăsta da. cu cu asfalt foarte bun și uh -huh. nu sunt alea despre care se vorbește prin emisiunile din Marea Britanie unde e foarte uh -huh. aglomerat în general, dar sunt șosele foarte bune, nu le zic că nu vreau să o fă tot <gri> acolo, totul dar da. unde te poți de, de, descărca, să da. zic așa și e foarte ok, dar dacă vrei să te descarci cu adevărat, există circuite în momentul ăsta în țară avem la Târgu Mureș, uh -huh. nu avem lângă București nu și așa există este. circuite de karting pe care le poți închiria să scoți demonii din mașina ta cu deci de, acolo este locul cel mai safe. Nu vin mașini în fața, asta ar fi prima parte bună. Uh -huh. Nu ai pietoni, asta ar fi a doua. Și trei, dacă ți se întâmplă ceva, bă, ți-ai făcut-o singur cu mâna ta. Așa este, da. Eu, din când în când, mai merg cu mașina prin Europa, tot, tot mai rar ce drept, că avioanele sunt mai la îndemână și când ajung în Germania, da? mă uit așa cu mare atenție, să văd când și dacă ajung pe porțiunea fără limită de viteză. Există în continuare. Și incredibil ce se întâmplă acolo. Încep. Deci, stai, mergi tu acolo cu două străuri și vin unul. Un... Ce e interesant e ce se întâmplă după. Intri în zona de limitare sau ieși de acolo pe un drum cu limitare la 50 la oră, toată lumea merge cu 50 la oră, inclusiv la cu mașina de da, 700 de cai. Despre asta e vorba. Și ce aș vrea să mai punctez aici, Iar iarăși o chestie un pic strâmbă la noi, sunt asigurările care sunt în primul rând pe mașină, nu pe șofer. Aici așa și aici, nu mașina face neapărat comportamentul ăla, ci șoferul. Că după aia este, sunt niște mulțimi care se intersectează, poate o mașină cu prea mulți cai și prea, multe zerouri la achiziție și niște oameni mai puțin experimentați la volan, se poate întâmpla chestia dar Se întâmplă și la alea foarte ieftine, că de multe ori uh, sunt niște mașini vechi și doar mașinile în sine sunt pericol, dar și cei care le conduc nu sunt neapărat cei mai uh, civilizați. Dar astea sunt niște stereotipuri până la urmă. Adică... Oricum, înainte de a ți cumpăra o mașină foarte puternică, Vreau să cred că ești de ajuns de responsabil, încât să faci o școală de condus defensiv și apoi sportiv, eventual. Pentru că există în România treaba asta, sunt foarte mulți care fac mm -hmm. care fac cursuri de genul piloți, ăsta. Foști piloți? Foști piloți, există, există, există cursuri foarte bune, chiar foarte bune în țara Așa asta, da. care, Am făcut care, și te și fac, care te fac să înțelegi fizica unui accident, de exemplu. Că până mm -hmm. știi cum e? E ca la. Uite, ieri vorbeam cu o la al meu de aproape șapte ani despre lucrurile astea. Și a paranteză, da? Și a închis un sertar peste deget. Da, și a urlat din gură de șarpe, bineînțeles. Și am explicat, vezi, dacă eu ți-aș fi spus înainte, bă, ai grijă să nu, să nu închizi sertarul că s-ar putea să te lovești la deget, ai, ai, fi spus că ești nebun. Cum se poate întâmpla asta? Doar dacă treci prin lucrurile astea, așa te e. prinzi cât de dureroase sunt. Așa, așa și la accidente. E bine să știi dinainte când îți spun oamenii aia da. că se poate întâmpla, că de-aia spune accident, nu ți-l poți plănui. Corect. Nimeni nu și-a plănuit vreodată în viața asta să fie implicat într-un accident într-o anumită zi. Știi? Și atunci e bine ca aceste cursuri să existe în uh, repertoriul tău, în CV-ul tău și, să, și, și lucrurile pe care le faci în caz de necesitate să fie undeva în spatele creierului că nu trebuie să le folosești zi de zi, dar atunci când ești nevoit să le folosești, să știi ce naiba ai de făcut. Oameni buni care vă luați mașini sportive, faceți treaba asta nu vă costă mult dar în principiu o să vă scoateți toată, cheltuia la cheltuiala în ulterior. Da. Vorbeam cu un client apropo de copii și uh, tânărul făcuse 18 ani și i-a luat o mașină puternică. Și i am spus, dar totuși, nu e cam... Ce nu, că eu îl iubesc și îl apreciez și vreau să si zic, dacă îl iubești și îl apreciez, e o mașină sigură, e o mașină bună, îi faci cursuri respective, dar faptul că e o mașină puternică pentru mine nu înseamnă neapărat că îl iubești. Se bat din potrivă. Acum, cu iubirea, știi cum e. Fiecare -o o ne-o exprimăm în, în felul. Sigur că da. Încă un mit. Mașinile second-hand din Germania sunt mai bune. Decât? Mai bune decât ce? <laughs> Asta mi-a adus aminte de... Bătrânica. Când i zis, când -a zis o, o, o jurnalistă lui Gigi Dică, nu să-l Maestre, sau decăbesc ca mult. Mult în comparație cu cine. <laughs> da, confer, cu, confer cu... Fix așa e. <laughs> Depinde, în sensul că... Ăsta e un național cu adusul mașinilor da. second din afară. Noi vindem în România... Depinde de an, dar undeva în jur de 100.000, 100 și ceva, maxim 150.000 de mașini noi. Uh -huh. Și pe lângă asta se mai fac tranzacții locale cu mașini rulate de vreo 300.000, mii. și încă o dată pe atâta se importă uh -huh. mașini second. Trebuie. Deci noi într-un an facem tranzacții cu mașini secunde care jumate sunt importuri de 7-8 ori mai mult decât mașinile de noi. Deci da, e un sport național, multă lume se duce așa. Și normal că pe lângă alea care sunt, într-adevăr, pot fi mai bune, că merg pe șosele mai bune, poate și fac întreținerea mai ok, nu neapărat uh, o, o fac eu la colțul blocului și mai departe, deși și asta s-a mai schimbat foarte mult la noi. E o selecție. Ce o să plece în primul rând, dacă tu uiți la preț. Mai ales că dacă tu ești comerțant, vrei să aduci o mașină să o vinzi. Da. Normal că o să iei una mai proastă, cu mai mulți kilometri eventual dați înapoi. Marea mai ieftin, adică. Da, sunt unele lucruri care din nou sunt ilegale, dar nu sunt enforced. Cum ar fi kilometra ajutată înapoi. Se dă în continuare kilometra ajutată înapoi. Ar trebui să fie penal. Nu este. Deci sunt șanse să fie mașina mai bună, dar recomandarea asta. un subiect ăsta în sine putea face o emisiune despre mașinile rulate, poate facem o dată. Recomandarea este să le verifici, să vezi sursa, să vezi cu adevărat, nu mituri. Pentru că au și ei samsarii lor și <l> peste tot sunt. Da. Și România e o piață foarte bună pentru vechituri. De zici că și la Nes mai dau kilometrajele înapoi? Da. Păi dacă se poate, de ce să nu? Știi vorba aia, nu? Da, e, da, e un sport național, a spus bine, sportul național, asta e. Uh, Băi, un risc pe care ți-l asumi. Atunci când îți cumperi o mașină de genul ăla, trebuie doar să știi că ți-l asumi. Ca asumarea, după cum știm foarte bine, la noi e o problemă, nu prea se întâmplă. Atunci când te duci să cumperi o mașină despre care știi foarte puține, îți asumi un risc. E atât de simplu. Dacă ți l asumi, ok, dacă nu, du-te și cumpărăți o mașină nouă sau mai nouă, în fine, în funcție și de caz. Mai e ceva. De multe ori, mașina asta care vine în afară, o aduci tu, o aduce cineva, un intermediar. E, de aici ai ocazia să o iei de la un vânzător profesionist, care are niște obligații legale. Îți uh -huh. că de o garanție, apto poți să pui și o asigurare în plus. Și noi facem chestii, multă lume nu știe. Ei când cumpăr o mașină de la un dealer, de la un profesionist, de la o persoană juridică de fapt în România, da. au acoperit multe din problemele pe, pe care le poate, le poate avea acea mașină. Deci, cumva e un trade-off. Noi de exemplu, mașinile noastre le vindem pe toate aici. Foarte puține sunt se duc la export când sunt second, sub uh -huh. 5%. Da. Și sunt mașini recente, bine întreținute, știi, Vă istoricul. doi cu... ani, nu? Da. Deci, ideea e că tu alegi, e o alegere, știi? Ce trebuie să știm este faptul că, spre o de multe alte alegeri pe care le facem în viață, atunci când cumperi o mașină care e uh, incertă la capitolul siguranță, la capitolul istorie și așa mai departe, bă, nu, nu e doar o chestiune a ta personală. Mașina aia poți să ieși pe stradă, îi sare suspensia și intri în altul. Da. And there you go. Adică, nu e ca și cum alegi de unde să mănânci într-o seară. Și dacă ai făcut o infecție alimentară, e strict problema ta și a timpului tău și al nopții respective. He, cu mașina nu e chiar așa că în principiu ai o armă, știu că sună dubios acum, dar se poate transforma în armă. Și atunci cumva ar trebui să există așa un, măcar un minim de simț de răspundere atunci când îți cumperi o mașină. Bă, te gândești, poate ar trebui, ok, nu mi pasă de mine, I don't care că eu sunt erou, dar poate că ar trebui să îmi pasă PSD-ul ăia din care sunt în mașină cu mine sau cei care sunt în trafic cu mine, de ce nu? Empatie, mă rog, mai greu la noi. Să mă toate. Am ajuns la mitul cu numărul 10. Poate n-am simțit, dar au trecut nouă deja, da. Ăsta o să-l construiesc puțin. Semnul Baby on Board e destinat să crească atenția conducătorilor din spate cu, pri cu privire la prezența unui copil în mașină, da? Dar poate și perturba vizibilitatea șoferului care îl utilizează, conducând la manevre periculoase și accidente, zice cercetarea de piață. În ultimii, doi, în ultimii ani, 2 milioane de șoferi au fost implicați în accidente rutiere din cauza că au avut lipit pe lunetă semnul Baby on Board sau pentru că au avut în partea din spate mașinii jucării care le-au blocat vederea. Și acum de aici să naște mitul. Semnul baby on board poate să fie periculos? Mamă, ce întrebări are în Andy azi. de mare. Bă, nu știu asta. Se tot, tot. Și de ce de pe lunetă? Aia. Adică nu poți să-l pui mai jos. Adică... Bă, nu știu dacă baby on board, dar hai să trecem la uh, celebra lămâie de începător. Am văzut. De alea mari. Am, am văzut, am văzut alea și eu, care ilegal sunt. Ilegale. Tigaia, nene. Da, păi da, normal, așa e. e ilegal să ai altfel. Bă, da, am văzut unele atâta, și da, dacă le pui pe mijlocul lunetei, nu mai vezi în spate. Așa e. Da. E ca și cum mai conduce o dubă. Corect. Practic, nu vezi nimic în spate. Da. Acum, mașinile de dată recentă cam au toate sistemele care ar trebui să te ajute, în principiu, chiar dacă tu. Ce nu... camere, nu știu. Da, ce. și vezi, ai ale două oglinzi, în principiu, care ar trebui să te ajute, chiar dacă. Dacă, dacă studiul zice așa, o fi. Da, așa e. Fă fi și o corelație cu copiii din mașină care mai șap, mai duceau o, 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 la asta. Eu am dus, dus, dus <laughs> reducerea vitezei. <laughs> <-a>, bă, <laughs> exact. bă, da, e o chestiune. <laughs> Aici poate să fie tată. Dacă sunt la face ca toate alea pe bacheta din spate, dă râmă, e cu ce <laughs> de mâncare, ți-a întins pe tot, ți-a băgat to o supă de Frânezi în loc să accelerezi și invers. Nu știi. că în loc să accelerezi și invers, da. Bă, e posibil. Nu ne, știi cum e? Noi nu putem, să, contrazicem studii de specialitate dacă sunt făcute de cercetătorii britanici. Aia zic. <laughs> exact. Dar cert este că poate să se întâmple, dar nu știu, copilul în mașină ar trebui, e, e, o, poate, e, poate să fie o problemă, da, într-adevăr. Mai ales dacă e nu stă în scaun. Problemele. Și e mic. Da, cred că aici da. ar trebui să ajungem la noi. De fapt, noi avem altă problemă. Lasă semnul de baby on board, dar sunt copii pe care îi vezi agățați între scaune de zici că-s de miros. Știi, stau acolo, băi, băi, ar trebui să existe. Ar trebui să facem, serios, ar trebui să facem uh, o campanie. Uite, începem mm. acum noi în emisiunea asta. Mm. Bă, o campanie. Mă, copiii se țin în scaune speciale pentru copii. Dacă nu-i ții acolo, s-ar putea să sară pe parbriz la Dar propriu... Ferească deci, Dumnezeu, da, La 50 de km pe oră, dinamica unui accident face ca dacă tu te lovești brusc de un stâlp, da. de exemplu, și se poate întâmpla că unde e 50 de km pe oră sunt și stâlpi. da, you know? Dacă te lovit brusc, copilul ăla, dacă nu e, nu e ancorat da? în, în, în centuri de siguranță, iese prin, iese prin parbriz. Iese prin parbriz și nu e dacă. Dacă intre scaune, asta va face. Și nu o să fie, bă, stai că țin eu, că-l opresc eu, că tu în momentele la alte probleme. Așa deci e foarte reală și asta cu, și nu mai intrăm în discuția despre ce fel de, de scaun de copil ai nevoie în funcție de vârstă asta deja e adâncă și putem să o discutăm. Și e clară, pute... ori mai fi vorba aia despre siguranță, iată, e un subiect foarte bun. Dar nu e sexy să faci emisiunea despre siguranță. Vai de prea. capul nostru. Ei, nu să uită, că nu să uită lumea la de-astea. Întrebând. Depinde cum o pui. că dacă stai, o să fie haterii, sunt hateri, E forever o să ai deștept. Există, există, această, există această. Pe tine, da, dar. <laughs> în general, aici pe la mine. Pe uh, nu e, există, în schimb, o altă, o altă poveste legată de cei care nu-și pun centuri și nu pun nici scaune pentru că spun, bă, mași în mașina mea eu fac ce vreau. Uh -huh. Asta e un mit există oameni ăștia, da. în mașina mea eu fac ce vreau. Niște copii mari. E reală sau nu e reală? Și se întâmplă, au dreptate sau nu au dreptate, știi? Că e mașina ta, e proprietatea personală, este, dar există o lege. Deci, dar și te impind, acasă, dacă o omori pe cineva, tot, <laughs> exact. tot crimă e, da, exact, e, da, da, <laughs> da. Nu, dar eu întrebându-i pe unii care tot așa erau cu copii, agenți liberi prin mașină și mici copii și de ce fac asta? Păi nu vrea mai ca să stea, nu vrea. Eu am zis, nu vrea. Ok, Dacă asta o fi... Copilul îi practic. Clar. ai scos. Super da. argument. Uh -huh. Astea au fost cele 10 mituri și cu ocazia asta ne luăm puțin aer în piept și trecem în partea a doua, care o să fie mai scurtă. Trendurile din industria auto începând din 2024. <laughs> adică de astăzi încolo. Nu le zicem predicții, le zicem chiar trenduri, că unele trec între noi. Prima e așa, cu iz de predicție. Ce credeți? Crește sau scade piața auto? Dan, tu asta faci. Păi, în primul rând depinde cum o măsori. Da. Pentru că ea Până în pandemie, an de an, au tot crescut numărul de mașini produse, vândute și se uita toată lumea că o să ajungem la un dat să vândă 100 de milioane de mașini pe an. N-am ajuns, și chiar a scăzut la un moment dat, decât vreo 80 ceva acum. Uh -huh. uh, nu România, atenție, la no, no, da? no. Nu, nu, unde, doar zic, da. <laughs> nu te mira. Okay. 80 uh, de milioane de mașini <laughs> în România. Te mira. Bă, te da. Ia fiecare de 5 pan să fie, știu. <laughs> Ce, Ce s-a acus că o țin în cămară. Ce s-a întâmplat însă, chiar dacă s-au văzut mai puține de mașiniile, după cum observa cu toții, au devenit mult mai scumpe. Da, și Mă tem că asta nu e un trend care să se întoarcă, adică zic gata. Cu... Înainte de pandemie plăteam o mașină 15.000 de euro, acum o plătim 30, o să revenim la 15. Nu. Probabil că în prețul de listă nu o să mai scadă, e posibil să apară discounturi sau campanii. Sau... E vorba, Erau multe motive, nu sunt în toate detaliile acum, supraproducție, concurență. Acum cred că s-au prins producătorii că le e bine așa să facă mai puține și mai scumpe. Uh -huh. nu e că nu mai e competiție, există, dar s-a redefinit. Acum și cu noile motoare, și cu noi actori, că sunt și companii noi și relevante pe piața auto. Anul ăsta se estimează că o să vândă cam cu 2-3% mai multe mașini decât am trecut la nivel global și în România probabil ceva similar, dacă nu chiar mai mult. Păi eu o să spun cu cifre, în luna februarie, <laughs> în luna februarie anului este de obicei, ca să știm foarte bine despre ce vorbim, vânzările se măsoară ieronier, -ier, adică luna februarie, versus să februarie cu luna februarie, de, februarie anul de anul trecut, corect. Că așa e corect. Da. Nu pot să compara Am văzut oameni care au comparat luna ianuarie a anului ăsta cu luna decembrie. Ceea ce e, e complet. Că da. nu, adică nu, ele fac ce. parte de un an diferit, dar exact. într-un fel Adică exact. nu cumpără lumea în decembrie, când e luna cadou, exact. și în alt fel în ianuarie. Te scurt, e, nu ar poți ar să romani. compari cum mănânci a doua, a treia zi după Crăciun. Versus cum mai mult decât de Crăciun. De Crăciun. Corect. Da, sunt... compar Crăciunul cu Crăciunul, da, ca da, să fie da, clar. Da, Bun, așa și cu mașină. În decembrie se vând foarte multe, se și raportează diferit vânzările, că oamenii mai adaugă, mai taie. Astea sunt secretele constructorilor auto, în fine. Ce trebuie să știm e că în februarie, în Europa, la nivel de european, da, vânzările au crescut. Și nu, nu vorbim doar de vânzări de mașini în general, și de mașini electrice. Apropo de faptul că, că vor scădea sau nu, vânzările mașinilor electrice au crescut cu 9% la nivel european și vârf a fost, unul dintre cele două vârfuri a fost Franța, cu 36% plus. Wow! Deci în Franța, în luna februarie, s-au vândut cu 36% mai multe electrice decât în februarie 2023. 500. Și astea sunt vânzări, că sunt în materiale clasice, da, nu, nu există, da? da, da. Nici, nici măcar nu vorbim de prognoze acum, da? da? Și și-au păstrat uh, cota de piață, da? Electrice undeva la 12% în momentul ăsta în Europa, ceea ce e uh, trend deja, să zic așa. Acum, cred că la nivel european în momentul ăsta se vor vinde, în 2024, se vor vinde mai multe mașini decât anul trecut. Okay. Asta ne arată cifrele. Uh, ceea ce va fi valabil probabil și pentru România, mai mult sau mai puțin. Acum, dacă tot ai vorbit de prețul mașinii, că ai zis că ele nu o să mai scadă, da? O să ne-am obișnuit la prețul ăsta, slabe șanse să ne întoarcem la ce era odată. Ar putea să influențeze cumva China, toată povestea asta? Și cu ocazia asta vin la un nou tren să te întreb ce se întâmplă cu chinezii, de care tot pomeneam noi, adică voi pomeneați, în întâlnirile noastre precedente. Da, e un subiect simpatic și asta cu China, dar până simpatic. acolo... O... Da. <laughs> da, mă, da, nu vorbesc de noile branduri din China, da, în industria auto, care o, încă n-au venit la noi. Poate merita să facem un disclaimer înainte să vorbim de predicții, și că e vorba aia, că e foarte greu să faci predicții, mai ales despre viitor. Și ultimii ani am învățat și să asta. le faci despre trecut. Da, Deci noi, în fiecare an, avem așa niște întâlniri strategice, ne uităm, colegii, cum o să fie anul, ne facem niște planuri și după aia le mai ajustăm, nimers am avut un an în care spuneam, băi, anul ăsta am făcut multe nebunii, tranzacții, chestia anul ăsta o să fie și noi, ne așezăm, lucrăm la sisteme ne uităm, ne facem curățenie da. în, în, din toate punctele de vedere, lucrăm mai bine intern și oricum o să fie un an fine, cruising, nu știu ce era, vorbe, aveam conversația asta în ianuarie 2020, deci nu știi cum o să fie viitorul avem niște lucruri pe care le putem vedea, anticipa pe estima scenariile, poate sunt mult mai relevante decât predicții de astea, că o să fie plus 3,5% mm -hmm. sau minus. Chinezii, da, o să, sigur o să ne spună și Mircea niște lucruri. Cum asta mi-am de un banc, dar nu știu dacă să vi-l spun acum dar cu de chinezii. Da, tu spune, spune și după Hai să echilibrăm atmosfera, se asta plină de cifre. <laughs> da. Sparge un pic. Deci era, îl știu de mult, nu știu, pe, cred că de până liceu. Era o vorbă că, peștișorul de aur că se duce, să zicem, bulă și îi prinde pe de aur și ăla zice, poți să spui orice dorințe, trei dorințe, orice dorințe, orice, da, să vină chinezii în România. Cum adică? Asta e dorința mea, adică, da. ai zis că orice. Da. Și asta e valat? da, da, ești sigur, da. Toți? Da. Vin toți chinezii în România, mănâncă ce de mâncat, pleacă înapoi, prăpăt, duce asta, peștișorul ceva, acum ok, hai, prima, n-ai nimerit de deloc, da, zici ceva mai, să mai vin o dată chinezi în România, hai mă, du-te de aici, <laughs> vin aia, iarăși, iar, distrug, ce mai era de distrus, dacă înapoi, mă rog, se întâmplă așa treia oară și după aia, după cea de-a treia oară, când au mai venit toate chinezii în România, apare iarăși peștișorul, zic, băi, nu mai ai dorințe, dar am și eu curiozitate. de ce, mai, de ce ai venit tu, ai făcut prăpădul asta? de ce detești așa de tare țara asta? gândește-te un pic, au venit de trei ori în România, dar au trecut de șase ori prin Rusia. <laughs> <laughs> tot... să... Așa e băi, băi drept Fără legătură cu... Să acum că l-ai zis, da. Mamă. Fără legătură cu, cu piața ori. <laughs> da, da, da. Să da, vină da, și chinezii și Fără în Europa legătură cu România. nimic, vorba aia, bancul vechi. <laughs> exact, <laughs> da, da, e da, da, clară da. treaba Nu, o să vină și vin. Acum, acum sunt ei primiți și din punct de vedere competiție, tarife. Clar că ei vin cu niște produse interesante, mai ales în zona asta, noile propulsii. Dacă vorbim de Build Your Dreams, BID, de acolo vine și alții au niște mașini interesante și au demonstrat că pot face chiar și calitatea top point. Problema e cum vor fi primiți și de eventuale tarife reglementare, dar inclusiv de consumator, pentru că încă mai avem în mintea noastră un pic de da, mașină chinezească. Ce, nu prea de am de... încredere. Vom vedea. Pe da. De altă parte o mașină chinezească care se vinde foarte bine în Europa, inclusiv în România, se numește Volvo. E produsă, e deținută și produsă de un, de niște chinezi. Aici aș zice că e chinezii dau banii. Și au da. lăsat echipa de dezvoltare să-și facă treaba da, trebuie să ceaba, știe da, să facă chestia asta, de inclusiv de cine... branding. Da. Adică ajută și brand-ul aici. Exact. Sigur, mașina e foarte bună. Lucrurile sunt destul de, destul de complicate cu, cu industria chineză. În primul rând e reală amenințarea, să zic așa. Adică mm. nu discutăm dacă vin sau nu. E evident că mărcile din China o să vină o să și vin. chiar au venit. Da. Doar că există această acest asteris. Băi, China, industria auto din China e deja printre noi de mult Evident. prin investiții în, în mărci de tradiție cum e Volvo nu, și nu numai tocmai s-a lansat în România cu niște foarte puține luni marca MG care de fapt este o marcă britanică o știm, am avut da, MG ori de da. când lumea dar acum este o marcă deținută de, de chinezi o să vină și branduri 100% chinezești și sunt ongoing, adică venirile lor sunt ongoing, nu e dacă vin, vin. BYD, Gili, toți o să aibă reprezentanță și showroom-uri în România. O să se vândă mașina asta din anul ăsta, din 2024. MG deja are și are, mm. are o rețea de dealer mai mare decât multe mărci de tradiție, atenție. Wow! În momentul ăsta în țară. Bun. Revenind. Prezența, prezența chinezilor în România, dacă vreți să facem o paralelă completă, este implicit prin Dacia Spring, care se produce da. în China. Da? Este o mașină care se produce în China. 100%. E, e tot cumva din universul ăsta. Așa că prezența lor există deja. Prezența lor este. Da? Ei uh -huh. sunt aici. Acum, cum, cum reușesc mărcile auto de tradiție? să pună un pic de, de, limită da, în această explozie, e problema lor, practic, și se discută în momentul ăsta la nivel european despre cum, se, cum pot să facă treaba asta. Noi avem pe autocritica astăzi, când în momentul în care filmul a, a, apărut un articol, un feature, despre 10 soluții despre, uh, legate de cum să țin, cum să fac această, să pun acest baraj uh, și soluții vin dinspre Luca Demeo, care este CEO-ul Renault. Uh -huh. da? El a venit cu niște soluții, cu niște idei, bă, cum putem să facem asta? Pentru că din punctul lor de vedere, nu e o discuție fair, nu e o luptă fair. În timp ce statul chinez da, investește mult în această dezvoltare ecumenică da. a, a mărcilor auto peste tot și apariția lor așa în, în Europa și nu numai în timp ce în state are să face același lucru și emisiile nu sunt atât de stringente ca la noi, iată, policienii europeni pun limite de emisii și obligă pe ăștia să investească implicit în termice, implicit în electrice, îi obligă, pe, obligă, practic, mărcile europene să investească mult când ăștia nu investesc mult. Și atunci, lupta din punctul lor de vedere nu este corectă. Și are dreptate din multe puncte de vedere. Dar până acum, o ei, mă rog, industria, Europa, politica, au mărcile chinezești prin două lucruri: prin emisii. Uh -huh. da? Noi aveam motoare care se ridicau la nivelul, la nivelul cerințelor euro 5, euro 6, euro 7, acum, și prin siguranță, că știam că mașinile chinezești uh -huh. să facă acordeon la, la testele de euro în cap. Odată cu electricele au cam. să cam schimbat un pic treaba asta, paradigma asta, pentru că odată electricele nu emit nimic. Da? în momentul în care le utilizezi, da? Da. La, la construcție, se emite cam același lucru ca pentru o mașină termică, nu discutăm asta. Și doi, au înțeles, în sfârșit, mărcile chinezești, că trebuie să investească în siguranță, iar mărcile care se lansează în Europa și au showroom-uri implicit în România, în momentul ăsta au 500 euro în cap. Deci, -a închis deci asta s-a închis. Cum pot mărcile auto de tradiție să oprească, într-un fel sau altul, acest tăvălu care vine din China, pentru că ei vin și cu prețuri foarte bune, de aici e era problema pregunte. lor. Cumva, din punctul nostru de vedere al, al clienților, ar trebui să fie foarte simplu. Bă, cât timp e concurență, pe noi ne ajută, că ar trebui ca prețurile să vină în jos într-un fel sau altul. Mărcile de tradiție zic, bă, dar nu ne permitem să facem asta, noi trebuie să investim în tehnologie ca să facem față cerințelor politice. E, discuția e atât de largă încât ar merita o emisiune separată, uh -huh. dar cert e că, da, mărcile din China vin, da, ele nu mai sunt ce-au fost odată, și da, sunt pe alocuri foarte inteligenți oamenii care fac asta. Oamenii care aduc mărcile, da? oamenii care, care conduc mărcile chinezești care vin în România. Dani, nu e element... așa? <laughs> <laughs> Un element din discuția mai amplă este să ne gândim și la industrializare, că China e o piață foarte mare și de producție și de desfacere și e cea mai mare pe auto și la producție și la desfacere de câțiva ani, um, pe, pentru multe alte lucruri de altfel. Poate că ar trebui, dacă vorbim în România, să ne preocupe mai tare ce putem noi face mai mult. Și facem multe, adică una din categoriile noastre principale de export e legată de mașini și nu doar mașini, componente. Uh -huh. Suntem foarte bine echipați și vestea bună cumva e că se întâmplă. Sigur că ar fi bine să nu se întâmple doar de la sine, să fie și un pic impulsionate aceste lucruri și să facem mai multe mașini aici. Oricum, ele, mașinile apropo că sunt făcute în China, România, în Germania, mașinile sunt făcute în 100 de țări. Da. Componentele lor e o chestie atât de... Complexă. Da, 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 da. Și mai e o discuție dacă e cu adevărat strategică industria asta sau nu. E o discuție. Cât la cipuri și alte lucruri și resurse rare și, nu știu, energie, agricultură, e o discuție. dacă cât trebuie să protejezi, cât nu. Până la urmă, în momentul în care primești un raport preț-calitate mai bun și consumatorul tău are de, de câștigat. Sigur. Adică, noi ar trebui să câștigăm din toată povestea asta, într-un fel sau altul. Dacă lucrezi în industria auto, ai putea să spui mai multe semne de întrebare, pentru că se întâmplă lucruri. Odată cu toate schimbările astea de paradigma ale industriei, gen mașina electrică vine, mașina autonomă se dezvoltă and so on. Ma... Da, altă discuție. Mașinile se simplifică și nu mai e nevoie de a oameni care să producă mașinile astea, știi? Și atunci locurile de muncă sunt într-o dinamică pe care n-a mai, mai trăit-o în timpul vieților noastre. Discuția e foarte amplă, foarte largă și foarte serioasă, aș zice eu. Da. Prea serios. Exact. Prea serios. Bine, păi atunci să ne ducem într-o zonă în care putem să râdem iar. Ce se întâmplă cu simpatia față de motorul electric și simpatia față de motorul termic? Evoluează? Stagnează? Crește? Scade? Cum cotele apelor Dunării. Da. Depinde. Adopția crește în continuare. Față de? Electric. Nu, electric. Și nu noi, că nu e vorba doar de electric, și hibride, și... Astea mai verzi cresc și nu e doar că le forțează cineva, că mm. sunt subvenții și de altfel în Europa s-au cam scos subvențiile și la noi s-a redus la jumătate. Ele se vând în continuare, sunt stimulate pe alocuri pot fi stimulate și altfel nu doar prin subvenții, pot fi stimulate prin ajutoare la producători, pot fi da. stimulate fiscal, Că dacă plătești și asta se întâmplă în câteva țări din Europa, plătești impozit mai mic. Și la noi e mai mic, dar e între nimic și mic, adică nu e da, mare da. impact. Asigurări iarăși pot fi privilegiate într un fel pe mai ales pe asigurările obligatorii. Sunt forme de, de stimul și trebuie să întrebi dacă e ok stimulul ăsta, după aia depinde ce zorești, dacă consider că asta e o parte din Înverzirea uh, economiei aerului și -a mai departe merită poate să fie stimulat. Se întâmplă, cu stimul sau nu. La flote, ce știm noi mai uh, îndeaproape, se întâmplă accelerat. Din nou, România are 2-3 ani întârziere, cum am mai spus, dar aia 2-3 ani întârziere vine. Da. Okay. Uh, și sentimentul publicului și a este. Știți foarte bine că stabere aici e ai un pic ca la religie, la onda, la fotbal. Da pentru, contra, dar de obicei când discuția e atât de simplistă, e pentru, contra, este că nu neapărat că foarte multe argumente zice, Argumentele sunt argumentele din categoria nu neapărat am utilizat, dar am văzut sau am citit un articol pe internet, acolo poți citi un articol despre orice și să-ți confirmi orice fel de opinie, pentru că internetul și mai ales ca rețelele astea sociale funcționează ca niște camere de eco, așa, adică Aha. îți amplifică toate opiniile. O să -ți găsești, să-ți confirmi ce vrei tu. Da, așa și aici. Dar tocmai de asta trebuie să ne uităm și la surse. Nu doar că am citit un titlu de articol pe internet. S-a dat o lege? Nu, s-a dat o lege. S-a propus de către eventualul nebun o chestie care nu o să niciodată. Am văzut eu, ca decis Europa, cine? De ca să trebuie să ne uităm un pic mai uh, la sursă și apropo și de presa de calitate inclusiv în domeniul auto că avem mare nevoie de ea și ea eu apropo ea eu trage informațiile și le structurează, dar nu e neapărat 100% bun în a le verifica. Sigur că da. da. Deci ne uităm la surse și vedem ce se întâmplă cu adevărat. Au apărut tot felul de lucruri în ultima perioadă, în ultimele luni, că firmele de închiriere mașini, că dau înapoi electricele, că a fost o mare țeabă, că au pierdut bani. Și e adevărul ca de obicei, undeva la mijloc. Da, au luat poate niște decizii neinspirate, au cumpărat niște mașini prea scumpe, acum au cumpărat altele mai ieftine. Poate unii s-au entuziasmat, au luat prea multe electrice, poate s-au lăudat cu chestia asta și acum își dau seama că s-au lăudat prea tare. Ajustările nu se fac niciodată pe coridorul cum ar trebui să facă. Mai dăm așa uneori din plafon în. Da. În, normal. în, în, în parapet, în parapet, cum se zice. Băi, din punct de vedere în medie și în bine. Din punct de vedere, din nou, este o chestiune emoțională. În general, cei care sunt foarte caustici în legătură cu această tranziție spre electrice sunt cei care au legături emoționale cu mașinile, legături emoționale adânci. Okay. cu mașinile, știi? Ai, am discutat despre asta în emisiunile anterioare, da? Tu ai trăit cu și ai crescut cu mașinile termice, ai avut cumva legătură cu ele, în familia ta a fost o tradiție și e normal să nu să, cumva să, să respingi o idee, o tehnologie nouă. Dar e ca atunci când a apărut internetul și ne-am uitat la părinții noștri care au spus, bă, ce tâmpenie asta, prostia asta, cum să lucrezi pe internet, a citat în mama. Dar nu mai discutăm. Deci cum, cum adică îți dau și Atentate bani t -a, t -a, că faci asta? Tu mai zici că și lucrezi, adică exact. aici pretenția o să spui că muncești. Că era, pentru distracție și pentru să scrii cu alții cine aibă cum să lucrezi da. acolo. Exact la fel și cu electricele. Ah, Sunt... Mă mică dacă ai ști tu ce însemna munca pe vremea noastră. <laughs> exact. E, uh, din punct de vedere, repet, și cei, caustici, cei rămas, rămași caustici sunt cei care au legături emoționale cu mașinile. Și e logic să fie așa. Eu am încercat la un moment dat, într-un proiect pe care l-am condus, să. Am, nu, am încercat. Am impus la un moment dat tr tranziția la diacritice, Că scriam fără, bă, da. nene. Bă, băiatule ce a fost acolo. A fost război, a fost Știu o discuție. Că, am făcut înfine. și eu același lucru la mesajele de pătricori. A fost Revoluția. Iată, la noi. exact. E complicat. Bun. E și e și, niște acum, și, și acum trebuie să ne aducem aminte de unde am plecat cu electricele, că vorbeam 2011, eu am testat mașini cu 120 de km autonomie. Astăzi se lansează mașină electrică Porsche cu 650 de km autonomie. Deci mașini electrice nu doar că sunt adoptate pentru că există curioși care vor să vadă cum sunt, ci și pentru că devin din ce în ce mai practice, mai utile. Nu e, nu e, nu ți-ascun nimic, știi? Plus că tehnologia evoluează. Asta nu e neapărat un avantaj pentru, exact cum spuneai tu, pentru companiile care cumpără multe flote, dar aici deja intrați voi cu leasing operațional și ajutați într-un fel sau altul lucrurile astea, ai șansa de a, sau ai neșansa de a cumpăra astăzi o mașină electrică care peste 5 ani să fie complet uh, depășită tehnologic. Mm -hmm. Și e real acest risc. Da? Acest risc da. este real. Uh, mai ales că sunt construcții auto care au anunțat tehnologii noi, dacă ar fi bateriile solid state care ar însemna autonomie de până la 1000 1500 km. Eu cred că acolo nu o să mai avem discuția asta. Bă, e o problemă de ok de încărcare, avem, nu? Cine o să avem în continuare. Da, dar știi că mai e o categorie poate chiar mai mare decât asta nostalgilor de care spui tu, e categoria conspiraționistilor, care caută o nouă conspirație, cineva ne vrea rău, există interese mari, ne vrea cineva rău. Uh, și acum eu nu vorbesc de ceva ce încurajează acel scepticism sănătos. Că e bine, nu e totul de bun, că s-a dat o lege. Ok, hai să vedem de uh -huh. ce cine a se fac multe lucruri în neregulă pe lumea asta. Dar sunt, din păcate, iarăși tot mai mulți, și asta se vede inclusiv în spectru politic, care cred că cineva le vrea rău. Da. De unde vine chestia asta? Iar și o discuție care merită o emisiune aparte, dar este și o vedem și -o amplificată și poate că asta trebuie să încercăm să redescoperim dialogul ăsta și să ne calmăm, să vorbim frumos cu argumente și să ne dăm seama că oricare dintre noi poate să se înșele. Da, asta e metoda științifică. Da, nu Mulți spun, n-ai văzut că e o porcărie, ce știință asta, că s-a invalidat nu știu ce chestie pe care spuneau medicii cu 10 ani. Asta e metoda științifică. Ai o ipoteză care este valabilă până când nu mai e prea cerebral ce zici tu aici. <laughs> nu, nu, da, nu, nu, refuz. Exact. <laughs> Come on, cu atitudinea asta? O face la pe deștept. Da, e destul de complicat oricum, dar cert e că din ce în ce, am, se demonstrează cu cifre, nu mai discutăm, că vânzările de electrice cresc, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai mulți le adoptă. Și asta pe măsură ce tehnologia evoluează. Cam asta ar fi, să leagă una, una dintre alta. Ok. Pentru că vorbim de trenduri. Ce se întâmplă cu combustibilii alternativi? Că nu se reduce totul doar la curent, benzină și motorină. Puh. Un subiect complicat, din ce știu eu, dar o să ne spună mai tehnic Mircea. Se doresc, sunt încurajați, nu sunt prefezabili economic, adică costă mult să îi produci, îi produci și prea... da, eficiența Ventează. nu e fantastică, dar probabil că vor face parte din peisaj și un simbol, până la urmă că e ceva mai ecologic, probabil în curse, nu? Pe unde vor fi folosite. Ajungem mai imediat ajung și da. la curse. Da, ei se numesc e-fuels în principiu sunt acești carburanți sintetici produși în laborator care emit zero dioxid de carbon. Problemele sunt două în momentul ăsta. Faptul că pentru a produce 1 kWh de energie, da, echivalent în litri de ce zeam o fi acolo, trebuie să cheltuiești cam 3 kWh de energie în momentul ah, ăsta. Okay. Cumva deci cumva echilibrul energetic e destul de complicat. În același timp, la electrice, știi cum e? Bagi un kilowatt -or în mașină și din ăla la cam 84% se duce la roată. Atât de simplu a fost. Cam dublu față de mașinile, da, cam față de mașinile termice și față de cele cu e -fuel. Dar este o soluție viabilă pentru a păstra în viață legende. Mm -hmm. Mm -hmm. Motorsportul este una dintre este legende, una între povești care trebuie păstrată, dar într-un fel sau altul. Dar există mașini foarte scumpe și știm mărci supersportive și așa da. mai departe care merită să continue chiar dacă un litru de carburant sintetic ar fi să zicem 20-25 de lei. Că pe oamenii care cumpără acest tip de mașini prea interesează da. cât naiba costă litru. Da, Ideea nu le să să funcționeze eficient e, cu ea. Și există, există mă rog, proiecte foarte clare ca de, de, și soluții care se dezvoltă în momentul ăsta, as we speak, între marii producători de carburant la nivel mondial și marii producători de mașini la nivel mondial. Se gândesc și analizează cum se poate întâmpla treaba asta, ca acești carburanți sintetici să ajungă să fie parte din povestea noastră, pentru că, atenție, și e foarte important asta, în 2035 Europa nu ce să fie doar mașini electrice în showroom-uri, mm -hmm. ci să fie mașini cu emisii zero emisii de mm -hmm. dioxid de carbon zero. Right. Iar această soluție ar elimina problema emisiilor. Și fi. asta se mai poate schimba. Mai e ceva ce ar putea influența acest trend e cum funcționează tehnologia, în general. De multe ori, tehnologia pe măsură ce are o adopție de masă creează niște, se cheamă, curbe exponențiale, adică o reducere accelerată și masivă de costuri. Dacă ne gândim la tot felul, de, nu știu, puterea de calcul în calculatoare, na, cât costul megabit de stocare cât costă un centimetru de panou solar și deci Ele au scăzut de mii, zeci de mii de ori, sute de mii de ori în niște zeci de ani. Nu știu dacă o să se întâmple la fel aici, dar trebuie să ținem deja, cont și sigur. de asta. Se întâmplă deja, clar. Adică, tot felul de lucruri care nu sunt viabile astăzi, prin cercetare devin viabile mâine sau poimâine. Hai că vorbeam de concursuri, unde ne-am obișnuit cu benzină, motoare care urlă, în speță Formula 1. Ce crezi că se întâmplă acolo? Trece la E-Fuels... Câștigă Max Verstappen da, iar da, și da, nu ăsta. Asta e nebunie, da, da, da. Nu știu dacă trece la E-Fuels, dar printre lucrurile, sigur, da, da, că știga Verstappen iar. Să ia da, Stam. da, exact. da, știi <laughs> povestea cu spre Max Verstappen. A, a devenit iară, ca pe vremea lui Schumacher, frate. Am vorbit da. cu un consultant din industria asta a Formule 1 și care a lucrat cu mulți, multe legende și spunea de Max Verstappen că a fost întrebat, el era abia începuse și urma, era așa a de nicăieri și a început să câștige curse și, -și urma Japonia parcă și, și zicea, el face așa un puști simpatic, zice, da, o să câștig în Japonia dar ce te faci așa de sigur că o să câștigi în Japonia? Păi că eu tot timpul câștig în Japonia Păi cum Aica, ai, că n-ai mai făcut niciodată cu se -a. Am fost de multe ori acasă. El s-a antrenat pe simulatoare. Dar el este un sim racer foarte... Adică el, concurează în, în curse e-sports, da. în curse de e-sports, foarte mult. E foarte cunoscut în, în lumea asta, implicit în curse de anduranță el este un gamer prin excelență. Asta este industrie la mult la mai mare decât motorsportul. De da. vine. Pff, Eu mi-aduc aminte, am avut șansa să-l cunosc personal, am fost la un dinner, așa s-a întâmplat uh, când s-a ținut în Barcelona acum mulți ani, era foarte la început, la vremea respectivă eu nu cred că termina 5 curse el, din câte sunt 20 și ceva într-un sezon, pentru că lipea mașinile, dar le lipea, de le făcea franjuri, adică erau afiș la sfârșit. Și știu că toți vorbeau de atunci, bă, ăsta o să fie mare de tot, să vedeți. Și era, în mintea mea era, bă, dar el termină 5 curse, abia dacă termină pe sezon 5 curse. Hey, o să vedeți. Trebuie bine. să le termine pe alea importante, da, vorba aia, știi? Da, incredibil, exact da. așa s-a așa și întâmplat. În prima, primului campionat mondial a fost unul la limită, nici nu da. cât de fer a fost apropo de cum s-a decis acolo, dar iată, acum domină fără discuție și va ar... domina în continuare dacă da. mergem în ritmul ăsta. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, Andy... Da, întoarce că după aia mă propus să zic și crezi că o să va întâmpla la fel și la Ferrari, că el începe la Ferrari, da, de Apro- da, Nu știm. Hamilton să duce. Ah, Hamilton nu el, da, corect, așa de e încurcam um, eu acum Ideea e că tot cu e-fuels cred că e soluția. Adică noi avem oricum și Formula E, care este da. pe electrică, dar Formula da. 1 va rămâne probabil cu e-fuels și asta este crezul meu asta e se va, va întâmpla. Da, tău. exact. Dacă ne uităm la ultimii ani și nu chiar de ultimii mm. doi ani, de ceva ani, la Le Mans, de exemplu, prezența electricilor sau hibridelor e acolo, e o certitudine, adică pentru anduranță, apropo, și performanțe pe acel circuit, nebunia aia. Am fost odată acolo. E. Da? Și ce vorbeam mai înainte cu, cu Mircea, e puțin surprinzător la cursele astea, chiar și la Formula 1, că nu mai țipă <laughs> apropo de mașinile și motoarele astea. Da, bă, nu au mai făcut țipă mai așa. silențioase. Da. Pă plus că există, apropo, că ca să revenim, închidem cercul, există o felul de, de discipline care apar, de motorsport care apar. Uite, de exemplu, eu, personal, dar particip într-un campionat, într-o cupă mondială, ca așa îi spune, cupă mondială, de, enduranță, de, 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 uh, e, și de e și anduranță. Nu, de, e că mă, mă da? De regularitate cu mașini electrici de serie. Și mai și câștigă curse. Asta e da, regularitatea este o disciplină care s-a inventat pentru mașinile istorice. Noi, nu trebuie să fii rapid, trebuie să fii cât mai exact, cât mai, mă rog, să ai, să ai foarte multă răbdare. Acolo se, se lucrează cu capul foarte adică mult. Adică ce cu urmăresc, ce, cum câștigi acolo, ce trebuie. Trebuie să, să mergi cu o viteză medie impusă de organizator pe anumite distanțe pe tra în, în drum deschis, da? Da. în trafic deschis, și să păstrezi acea viteză medie. De exemplu, trebuie să mergi 35 de kilometri, aici și pe probe speciale, da. și în fiecare dintre ele trebuie să mergi cu o viteză, zicem 35,2 km pe oră, medie, da. Vreme de, da, 30 de kilometri. În trafic deschis. Și tu trebuie să mergi cu acest 35,1 km pe oră. Pentru că e dacă mergi cu 35,11, da? ești ultimul, cam așa <laughs> e la noi este un campionat este o cupă mondială organizată de FIA care organizează și formula și așa mai departe și noi da participăm acolo am câștigat anul trecut am fost locul 6 la prima noastră participare iar acum weekendul trecut am venit din Cehia unde am câștigat etapa de acolo deci iată evoluăm și noi bă ce tare și cu ce mașină alergi? Eu cu colegul Cornel Șocarici cu un Renault Megane electric anul ăsta e foarte interesant și există iată ca să închid povestea discipline care apar alergi că dacă zici că trebuie să mergi cu 35 la oră nu prea Bă, să, știi, să știi că e o chestie foarte interesantă bine, eu am simplificat pentru că pe distanța unei probe speciale viteza aia se schimbă din când în când okay. că trebuie să mergi 35,1 până la kilometru 2, după care cu 64 până la kilometru 7 în funcție de cum sunt șoselele nu știm pe unde mergem, aflăm cu 15 minute înainte and so wow, on dar să știi că dacă trebuie să mergi cu 40 de km h de exemplu și acel drum include serpentinele de la Monte Carlo, mm -hmm. la urcarea saturinii. Da. Băi, credem, nu e deloc ușor să păstrezi acea da, viteză. Da, da, cât, da, 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 Cât la sută e mașina, cât la sută e copilotul? Copilotul, copilotul este copilotul este copilotul? vital, copilotul? colegul Cornel Șocariciu care este dublu campion național la regularitate cu istorice Aha. de data asta uh, face toată povestea, dar și eu trebuie să țin acea viteză, mm -hmm. plus că să am grijă de consum, că și asta contează acolo. Mm -hmm. uh, și mașina contează, pentru că noi trebuie să păstrăm și distanțele, nu doar vitezele, știi? Trebuie să merg exact pe bandă dacă tai cumva o, un viraj, știi, fac o distanță mai mică, ceea ce înseamnă că ajung mai repede unde ei unde mă măsoară. A, mă înțeles. So e, e foarte complicat, dar e foarte mișto. E un fel de treasure hunt mm -hmm. în care dacă te implici, te implici, te impliși, te intri până în gât, adică așa facem noi acum. Dar ne bucurăm că suntem acolo, ne bucurăm că reprezentăm România, practic, până la urmă, că suntem singuri în momentul ăsta și că am câștigat anul, anul trecut, în weekend, trecut, acasă da, la campionii ce mondiali, ceea ce da. e ce mare lucru. Sunteți mă, frate? Da. Mulțumesc pentru această, nu știu Felicitări. dacă a fost voită, dar mersi nu mult. E, nu e. Cum? Ce Trebuie citat? celebrat. Da. Avem un campion printre noi. Da. Nu e, nu e întâmplătoare, dar e voită. <laughs> dacă mai stăm puțin, îl și găsim. Hai, ultima provocare pe ziua de astăzi. Ce credeți? Tinerii își mai au mașini? Vorbim de generațiile noi. Noi facem parte din ea pe care au visat. Eu mi-aduc aminte când eram numai la asta, mă gândeam. Doamne, când va veni ziua să-mi iau și eu o mașină, și am strâns din greu și prima mașină chiar sunt foarte mândru că am reușit să mi-o cumpăr cu banii adunați de mine și mi s-a părut așa o mare performanță. Nu era cine și nu vă gândiți la cine știe ce mașină, era un Allsit 11 RL. Dar, bă, mi-am cumpărat-o cu banii adunați de mine. Înainte să scumpesc. Cred că înainte să vedem dacă și o mașină, <laughs> trebuie să vedem dacă își mai au permis. Și asta e o da? discuție. Da. Depinde foarte mult, că până la urmă e o alegere acolo și nu e doar o alegere așa de sentiment emoțional, și o alegere obiectivă. Depinde unde stai. În ce, dacă stai în oraș, dacă nu stai în oraș, dacă ai de făcut comit, dacă ai nevoie de mașina aia sau, din potrivă, mașina aia, e un coșmar, dacă stai într-o țară unde, de exemplu, în America, actul principal de identitate e permisul de conducere. Mulți nu-și mai fac alte acte, că nu ar 5% dintre ei au pașaport. Adică da, depinde da, da. și cultural, depinde și obiectiv, depinde, cum spuneam și pe invers, eu de exemplu acum niște ani am locuit în Paris și aveam o mașină, eram printre puținii care aveau o mașină și o foloseam, eu mai am mutări la niște chestii semiprofesionale, dar nu o foloseam, nu mă cu rabiro, era un coșmar, nu găseai parcare, era scumpă, dura mult mai mult, metro, o ca, da. Deci cumva încheia asta, cred că merită da. să dăm răspunsul, depinde da. foarte mult unde și de ce. Și, bă, da, e cum vorbea la în început. Poate să fie un efort cu școala de șoferi și alte. Unii își iau mai târziu, când apar copiii, când... Cred că e dezvoltarea, dezvoltarea sistemului de transport în comun, de exemplu. Evident. Pentru că, așa cum a spus foarte bine Dan, în țările din Europa de vest, uite, în Elveția, da, care e cea mai scumpă țară din Europa, în Elveția, transportul în comun e sfânt. Adică tu acolo ești mult mai bine, și în România de altfel, mm -hmm. ești mult mai ieftin dacă doar închiriezi mașina atunci când chiar ai nevoie de ea, da? decât dacă o, o deții și să te închiriezi soția. Pentru da. că am mai vorbit despre asta în emisiunea asta. Calculați-vă pur și simplu cât la sută din timpul pe care îl, îl traversați în viața asta, folosiți mașina. Să aveți o da. surpriză da, și te împărțiți la costurile ei. Ei, ei au Știi? inclusiv un sistem fain de asigurări în care plătești doar cât folosești mașina. În rest, nu e activă asigurarea. Pui într-o aplicație sau, sau undeva și da. poți da. să ai și mai multe și, doar, asta, în da, și poți să ai și mai multe și e asigurată doar aia care merge. Da, pe aceeași asigurare. E foarte interesant. Da, în Elveția e avansant. un tool. E pur și simplu, mașina este o unealtă. Cred că ei n-au nici n au avut motor spor mult timp din cauza unor accidente care s-au întâmplat. Asta e o altă poveste. Și apropo de ce spuneai cu autobanul din Germania, în Elveția, că vorbim despre asta, intri pe autostradă și după 100 de kilometri ești fix lângă aceleași mașini. 120 la oră. Bă, nimeni Constant. nu se mișcă mai repede nimeni, pentru că amenziile îți rupe rup. Da, 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 da. Rup echilibru familial. Da, 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 da. Și oricum a scăzut e? și foarte mult viteza în interiorul localității. Adică Absolut. O, da. acolo... Deci mașina este un tool și e o cheltuială majoră în momentul ăsta. Ca să răspund la întrebare, eu cred că răspunsul rezidă în altă, în altă întrebare. Câți copii de astăzi da. mai au postere cu mașini pe acasă? Sau, mă rog, hai să nu-i spunem postere, că posterele sunt de pe vremurile noastre când existau reviste. Dar câți Wall, au wallpaper-uri wallpapere, wallpapere, uh, da, da, da. Pe, pe telefon, telefon și mai departe cu mașini? Exact oamenii ăia sunt pasionați de mașini. Cât timp mașina este însă o unealtă în continuare, vor, vor exista oameni care au nevoie de unelte. Uhum. Ok, că tu nu stai exact cum a spus Dan, foarte bine, nu stai în oraș, stai în afara orașului și ai nevoie să ajungi pentru că sistemul de transport în comun e atât de dezvoltat să sau iei. că pur și simplu ești pasionat. Astea sunt cele două, da, două scenarii. Vor exista în continuare, dar probabil că vânzările vor scădea spre persoane fizice pe măsură ce trece timp. Da, și pe lângă pasionați care o să existe întotdeauna, cât timp o să aibă voie, că și asta e o discuție despre viitor, dacă ni se va mai permite să conducem mașini în anumite zone, că până la urmă accidentele sunt provocate în primul rând de șoferi, 90 și ceva la sută. Și discutăm despre mașini autonome și despre tehnologie și dileme etice și legislație, dar ce se discută mai puțin este că principalul obstacol în calea adopției mașinilor autonome sunt ceilalți șoferi din trafic care încurcă foarte și pietoni și așa mai, care încurcă foarte mult toată ecuația asta. Deci, dacă gândim un pic mai departe, așa facem un, un pic SF de imaginație, s-ar putea să trăim, cel puțin în orașe, niște megalopoli în care nu există mașini. Sau există doar ca tip drone folosite, sincronizate se pare că tehnologia începe ușor-ușor să le permită să meargă și mai sus adică să se urce și în aer asta e una din puținele, una din puținele trenduri sau mă rog, lucruri la care s-au gândit ăștia până în anii 50-60 în SF și care nu s-a întâmplat deloc. Altele pe care le-au intuit și s-au întâmplat da, 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 și chiar le-au depășit da, așteptările de asta cu mașinile zburătoare, apropo și de Jetson sau cum îi cheamă, încă nu s-a <sus> întâmplat, dar e pe cale să se întâmple. Bă, eu sunt absolut convins că dacă, de exemplu, aș... unul dintre noi, oricare dintre noi, oricare dintre cei care se uită acum la noi, ar putea să călătorească în timp 100 de ani de acum înainte și să vină înapoi să ne spună, băi, băi, să vă zic eu cum se întâmplă, noi am spune să iasă de aici, că nu are nicio legătură cu realitatea. Deci atât de, atât de, atât de ușor de impresionat suntem, apropo, de tehnologiile noi. Că le luăm încet, că asta, este, asta e realitatea și pe timpul vieților noastre, probabil că totul va evolua lent, așa cum a evoluat uh, industria auto, de fapt, în ultimii 130 de ani. Tehnologia însă va face ca totul să se schimbe din ce în ce mai accelerat, zic eu. Da. De asta zic, să luăm o pauză să ne mai vedem și data viitoare, că sigur o să mai adăugăm subiecte până atunci. Mersi din suflet. Cu mare drag, omule. Da, ne... Ajunge să ne strângem și mâinile totuși. Suntem aproape. Okay. <laughs> Încă... Dacă nu venim cu mașina și <laughs> <nu> ne <întâlnim. laughs> <întâlnit> cumva. <laughs>